Vă rog să-mi permiteți să o felicit pe maestra Baicu, Simona, pentru inițiativa ei meritorie, a faptului că nu s-a oprit și a continuat chiar în condițiile noastre vitrege de astăzi să prezinte concursul, prestigiosul ei concurs, în care am avut plăcerea să mai fiu în juriu, alături de alți colegi de-ai mei, și să urmărim, într-adevăr, această acțiune a ei minunată. Vreau să felicit în același timp copiii și părinții, cei care au adus aceste mici balerine și balerini în scena teatrului de la Bacău. Eu sunt fericită că a existat această dorință a copiilor și a celor care i-au adus la concurs să-și perfecționeze tehnica dansului și să se gândească că într-o zi poate vor ajunge și ei pe scene mari ca mari dansatori. Deci aceste concursuri sunt foarte binevenite, mai ales că acești copii iubesc arta dansului. Și eu consider că dansul este într-adevăr o minune, este cel mai frumos lucru care poate să conceapă omenire. Eu mi-am dedicat toată viața acestei arte și mă bucur că am avut în fața mea de fiecare dată la aceste concursuri elemente meritorii și copii foarte talentați, copii care într-adevăr au fost încurajați de părinții lor, conduși de maestrii lor și au reușit să ajungă la performanțele pe care dumneavoastră o să le urmăriți în această zi. Deci, vă propun să urmăriți în continuare acest concurs și vă mulțumesc că ați luat parte împreună cu copiii voștri la un eveniment atât de marcat și atât de frumos organizat de doamna Baicu. Vă mulțumesc!